Din Sfânta Scriptură citesc din capitolul 14, Evanghelia după Ioan, începând cu primul verset. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Mă bucur să revin în comunitatea dumneavoastră a credincioșilor care îl slujesc pe Dumnezeu și se adună în numele Domnului ca să laude pe Cel care a murit și a înviat pentru noi, pe Cel care este calea, adevărul și viața. Binecuvântat să fie numele Domnului! De fapt, spune Psalmul 133 că acolo unde frații se adună împreună, după versetul 1, în versetul 2-3 se arată că acolo Domnul dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Problema cea mai gravă a omenirii a fost aceasta. După o viață trăită pe acest pământ, totul se oprea prin stingerea din viață. Nici o șansă, nici un destin, însă Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a avut în vedere răscumpărarea sufletelor și prin Domnul Iisus Hristos a deschis o nouă eră. Și spune Ioan 1:16, și noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Printre multele haruri revărsate este și harul vieții veșnice. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. De fapt, în Eclesiastul, în capitolul 3, versetul 11, se arată că Dumnezeu a pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. Nu doar așa ca să mai avem încă un gând, ca să gândim optimist, dar Dumnezeu a făcut ca prin acest gând să vină, să se nască în noi dorințe și idealuri, să avem țeluri în viață. Nu doar gând, ci și făgăduință. 1 Ioan 2:25. Făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Și nu doar gând și făgăduință, ci Domnul ne-a deschis o cale spre veșnicie. Această cale se numește Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Spune cuvântul în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 14. Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Despre făgăduința lui Dumnezeu spune Pavel lui Tit în epistola lui în 1:2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Și spunea Balaam către maestatea sa Balac în Numeri 23:19, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Credeți făgăduințele lui Dumnezeu? Rămâneți statornici în credință pe ceea ce Dumnezeu a pregătit? Dacă da, înseamnă că trebuie să avem privirile ațintite în sus, de unde ne vine izbăvirea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos se ruga de altfel. Găsim în rugăciunea Lui în Ioan 17, în versetul 1 spune, Tată, proslăvește pe Fiul Tău, și al doilea verset spune, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelor pe care i-ai dat-o. Domnul Iisus Hristos a primit această putere să dea viața veșnică și a spus Domnul, cine crede în Fiul
are viața. Noi sărbătorim în mod continuu moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și suntem în pregătire ca mireasă, ca biserica Mântuitorului, pentru revenirea Mântuitorului pe nori de slavă ca să-și ia răscumpărații. După învierea Domnului Iisus Hristos au apărut câteva paradoxuri pe care aș vrea să le precizez în seara aceasta din Sfânta Scriptură. Paradoxurile sunt lucruri ciudate, contradictorii. Și primul paradox este acesta: calea a fost deschisă spre veșnicie, dar mulți o închid prin nevrednicie. În Matei 23:13 Mântuitorul spune: vai de voi, cărturari și farisei! Și când Domnul spune vai, este vai. Și când Domnul spune ferice, este ferice. Și Domnul spunea: voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Că sunt oameni care ar vrea să intre. Și în loc să li se deschidă mintea să înțeleagă, în loc să fie călăuziți și orientați pe calea care duce spre veșnicie, sunt orientați înspre alte lucruri care nu conțin adevăr, care nu ajută pentru a putea beneficia de harul vieții veșnice. Dragii mei, granița este deschisă spre Ungaria, de exemplu, nu? Drumul este bun și deschis, dar dacă ai de efectuat o condamnare în țară, rămâi la graniță. Este deschisă calea spre veșnicie, dar mulți, că așa scrie Biblia, că mulți merg pe calea largă, o închid prin nevrednicie. Ce înseamnă vrednic? Înseamnă destoinic, înseamnă demn, care merită, căruia îi se cuvine. Și spune cuvântul în Evrei capitolul 10, citesc de la versetul 19, despre această cale: astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. S-a despicat perdeaua din templu, pentru că avem intrare slobodă, liberă, la cuvântul Evangheliei, la marele nostru preot, care are în vedere slăbiciunile noastre. Să ne acorde iertare prin sângele Lui, să ne dea orientare și lumină pe cale și să ne împuternicească în lupta spirituală. Binecuvântat să fie numele Domnului! Binecuvântată să fie calea spre veșnicie! Este un mare paradox, o mare tragedie, că a fost deschisă această cale spre veșnicie, o cale nouă și vie. Prin trupul Său a deschis Domnul această cale, dar mulți o închid prin nevrednicie. Spune Sfânta Scriptură, Coloseni 1:10, Pavel scrie bisericii din Colose: să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, să ne ajute Tatăl Ceresc. Apoi, 2 Tesaloniceni capitolul 1, versetul 5, spune Pavel: veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu poate să intre oricine, dar nu oricum. Și nu oricând, că într-o zi ușa harului se va închide și s-ar putea să treacă pe lângă noi vremea cercetării și să rămânem apoi împietriți, dacă nu prețuim vremea despre care Domnul spunea unei, despre o cetate, și a plâns Domnul și s-a rugat și a spus: o, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi, se mai putea în ziua aceea, dar numai într-o parte a zilei. Măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. A fost o ultimă zi din vremea cercetării și apoi nu s-a mai putut. De aceea spunea Ioan Botezătorul în Matei 3:8, celor care veneau să fie botezați, considerând că așa vor fugi de mânia viitoare, care se va dezlănțui din partea lui Dumnezeu peste fiii neascultării, peste cei ce fac nelegiuirea: mergeți mai întâi și faceți
roade vrednice, vrednice de pocăința voastră. Adică Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să-i poarte numele, dar să nu-l reprezinte cu viața. De oameni care să mărturisească o credință ce nu se dovedește în fapte. Nu este practică. Pavel se ruga, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11. Ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Doamne ajută-ne! Hai să vă citesc un cuvânt din Fapte, capitolul 13, versetul 46. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și ca urmare singur vă judecați nevrednici de viața veșnică. Știți că la un moment dat, spune evanghelistul Luca, în 7:30, că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu spuneam că poate să intre oricine. Toți sunt chemați și dacă doresc, cine voiește, a spus Domnul, dacă voiește cineva să vină, să mă urmeze. Dar hai să citim ceva. Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Ce înțelegem, dragii noștri, prin năvală? Că la noi, la primărie, după Revoluție, au dat năvală un grup de oameni și au scos afară pe comuniști. Și s-au stabilit ei acolo. Era un primar interimar, așa, provizoriu, și nu știa el ce trebuie să facă pe acolo. El a crezut că asta înseamnă să fii primar, a luat telefonul, a sunat la Mina Lonea, alo, Mina Lonea! El era lăcătuș la Mina Lonea și acum îl întreba pe director, alo, cum stăm cu producția? Dar numai că nu a fost socotit vrednic, că după câteva zile o trebuie să părăsească încăperea și au venit înapoi comuniștii. Mă rog, a zis Pavel, să vă găsească Dumnezeu vrednici de chemarea Lui. O chemare binecuvântată la harul care îl revarsă peste noi și prin mijloace și prin cadru, Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință, nu? Ne îndeamnă la sfințirea vieții, ca să fim pregătiți pentru viața veșnică. Da? Știți că la un moment dat a intrat stăpânul casei să vadă oaspeții. Și acolo era cineva care nu avea haină pentru eveniment. Și a spus așa, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Cum rămâne cu năvala? Da, cu năvală, e adevărat. Dar nu oricum, ci prin sfințirea vieții. Calea lui Dumnezeu este îngustă și rămâne îngustă. Am o întrebare, mai ești pe calea îngustă? Doar calea îngustă duce în cer, așa cântăm. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni, pe Ianus nu e împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Vei întâmpina chin, dureri, probleme, obstacole, piedici, dar împreună cu Domnul Iisus Hristos vei ajunge acolo. Dragii mei, calea aceasta a fost deschisă, a fost arătată, este pusă la dispoziția noastră, dar credincioșii lui Dumnezeu trebuie să fie indicatoare de orientare pe calea aceasta. Știți că la un moment dat a trimis stăpânul robii și a spus, mergeți la răspântii, acolo veți găsi și buni și răi, să-i chemați. Că unii se consideră prea buni să se pocăiască, că ei n-au făcut niciun rău. Dar se referă numai la alea, cu n-au dat în cap și n-au furat. N-au furat lucruri mari. Că la teză poate o fura și el. Dar eu am primit mărturisiri de la elevi, să știți, care s-au mărturisit că au furat la teză și nu mai fură de acum încolo. Apropo, cu capacitatea, au venit tinerii din biserică și au zis, frate, am auzit că undeva se face ungere cu un de lemn pentru tinerii care au capacitate.
Dar ce, aveți capacitate? Da, zicatorul, nu mai trebuie ungere cu un de lemn dacă aveți capacitate. Ioan capitolul 3, versetul 36. Dacă te rogi, Dumnezeu îți dă capacitate să înveți ce trebuie, că degeaba înveți tot și uiți. Să poți să ții minte. Ioan 3:36, mă bucur că se afișează versetele, mă bucur că le reținem, spune Iacov 1:21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. A spus Domnul Ioan 17:17, Tată, sfințește prin adevărul tău, adevărul, cuvântul tău este adevărul. Hai să citim aici. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, spune Sfânta Scriptură. Dragii mei, este un măreț har revărsat peste omenire. Vestea cea bună, pe care încă unii n-au aflat-o, nu totul se încheie când ne cântă frații precum trec stelele strălucitoare. Nu. Nu, abia începe. Abia începe. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, crede că dincolo de ceea ce se vede, de ce se poate înțelege aici, că noi umblăm prin credință, nu prin vedere, nu? Este viața veșnică pregătită de Dumnezeu. Și s-a rugat Domnul Iisus Hristos, viața veșnică, Tată, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe... și calea de a ajunge la Tatăl, nu? A întrebat omului Dumnezeu, aici în textul din Ioan 14, Doamne, nu știm unde te duci, nici calea într-acolo. Nu-i nicio problemă dacă nu știi, că Dumnezeu îți descopere. Numai să fie acolo unde e prezent Domnul. Întrebam la noi de dimineață, frați și surori, când sunteți la adunare, credeți ce scrie în Matei 18:20, că unde doi sau trei se adună, așa, și seara la rugăciune, marți sau așa, Domnul e prezent acolo. Și toți au zis, da, m-am bucurat. Și zi, mai am o întrebare, când nu sunteți la adunare, dar ați putea să fiți, credeți că Domnul e prezent la adunare? Nu mai zis nimeni nimic. Și am zis, alo? Când poți să fii la adunare și nu ești, mai crezi că Domnul e acolo și tu nu? Calea a fost deschisă spre o viață veșnică, spre binecuvântata împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să dăm novală, adică să ne silim, adică trebuie să ne luptăm cu noi înșine, trebuie să ne opunem sistemului de amăgire lumesc. Când spatele lui trage sforile după cortină, Dumnezeul acestui veac, și trebuie să nu ne potrivim chipului veacului, trebuie să ne silim să mergem pe calea cea îngustă, să renunțăm uneori la mofturi, la plăceri, la deșertăciune. Pentru că știm că pe această cale mergem împreună cu Domnul spre împărăție. Respectăm această cale respectând cuvintele lui Dumnezeu. Că spune Psalmul 119, da, că trebuie să avem în vedere versetul 4, să păzim cu sfințenie poruncile lui. Asta înseamnă să fim pe cale. Și mai spune cuvântul în 1 Ioan că poruncile lui nu sunt, nu știu cum vi se par, mie uneori mi se par grele, dar nu sunt, spune Biblia. Dacă noi suntem cu toată inima dată Domnului, gata să mergem pe această cale, și dacă este îngustă și puțini au aflat-o, să dea Domnul pe această cale îngustă și să o păstrați îngustă, să vină cât mai mulți din orașul Hunedoara și din județul Hunedoara, și Domnul să binecuvinteze România cu mântuire, ca să putem fi în viață veșnică. Al doilea paradox, apărut după învierea Mântuitorului. Adevărul este privit ca un basm și basmele sunt privite ca un adevăr. Hai să vă citesc ceva. Luca 24, când mai întâi ajung femeile la mormântul Domnului, nu știau, nu înțelegeau ce se întâmplă. Și în 24:6 explică îngerii. Nu este aici ce a înviat, aduceți-vă aminte! Că uneori uităm de ce ne-a promis Domnul, uităm de ce este scris,
Spune cuvântul că ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Și mai scrie ceva, că Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Dar poți să-ți aduci aminte ce n-ai învățat? Domnul ne și învață prin Duhul Sfânt, dar Dumnezeu ne și aduce aminte. Da? Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în Galileea. Și versetul 11 arată că frații noștri de credință au primit mesajul acesta transmis prin îngeri de la femeile care au ajuns primele acolo și când au auzit ei, spune, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dragii mei, cu privire la Domnul Iisus Hristos, spune Biblia și Domnul a mărturisit în Ioan, capitolul 18, versetul 37, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Ca să mărturisesc despre adevăr. Și a spus, cuvintele mele nu sunt ale mele, ci a celui ce m-a trimis. Eu vreau să fac voia Tatălui. Și în Ioan 16 cu 13 spune cuvântul despre Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos mărturisea că are să vină Duhul, da, Duhul Sfânt, cât am zis, Ioan 16 cu 13, Duhul adevărului are să vă călăuzească în ce? Deci numai în adevăr, în tot adevărul. Ce înseamnă a călăuzi? Și ce înseamnă a cârmui? Că Domnul cere mai mult decât atât, cere și asta, să ne lăsăm călăuziți, dar spune Galateni 5 cu 16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu și nu împliniți poftele firii pământești. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani eram la un obiectiv turistic interesant, mă fura peisajul pe acolo și am pierdut ghidul. M-am trezit că ghidul de lângă mine explica într-o altă limbă ce eu nu înțelegeam. Și am zis, măi, nu știu, bai, ori cu mine, ori cu ghidul. M-am uitat, m-am zis, parcă nu a fost ghidul ăsta. Am vrut să o întreb ceva pe femeie, dar nu știam dacă știe românește. Măi, să întreb, eu am plătit pe românește aici. Mi-am dat seama că ghidul are rol să te îndrume dacă te lași îndrumat. Rămâi lângă ghid dacă vrei, dacă nu, pleci. Cărmuitorul care trebuie să fie Duhul Sfânt în viața noastră este șoferul care duce tot autobuzul unde merge și el. Da. Are să vă călăuzească în tot adevărul. De aceea spuneam, credincioșii lui Dumnezeu trebuie să fie indicatoare de orientare valabile, clare, nu răsturnate, că oamenii de la răspântii sunt oamenii dezorientați din pricina multor religii, a multor căi, a multor indicatoare și nu știu ce să facă, încotro să meargă. Și văd indicatoare răsturnate, credincioși care altădată erau pe calea îngustă a lui Dumnezeu, acum au fost trântiți de plăcerile vieții acesteia, de furtișaguri, de minciună, de înșelăciune și de alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și oamenii uneori rămân dezorientați la răspântii. Dragii mei, spunea Pavel 2 Corinteni 4 cu 2, prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Doriți să ne îndeplinim partea noastră, să arătăm adevărul? Este destul de greu uneori să rămâi în adevăr, să proclame adevărul și să apere adevărul. Spune cuvântul în Luca 24 cu 24 că Felix și soția sa Drusila l-au chemat pe Pavel la evangelizare. Și timp ce Pavel predica despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecată, Felix ce a spus? S-a predat, nu? Du-te de asta dată și când o să mai fie nevoie, o să te mai chemăm. E așa de greu
deprimit adevărul. Știți de ce? Privesc oamenii adevărul ca un basm. Am auzit un credincios din adunare, explica unui om din lume, așa, despre înfrânare, despre neprihănire, despre pocăință, despre sfințire. S-a uitat omul ăsta așa, s-a uitat prin el, s-a uitat confuz, am văzut, și zice, mă, zice, mie mi se pare că tu spui basme. Exact așa au zis. Asta mi se par basme, ce zici tu. Spune cuvântul despre cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rădăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. E mai ușor de primit unele lucruri care te lasă să umbli cum vrei. Spunea istoricul român Xenopol că poporul getodac a adus în tinda bisericii obiceiuri păgâne și slujitorii altarului le-au încreștinat. Da, cu părere de rău. Și adevărul lui Dumnezeu este privit ca un basm. Și nu te crede oamenii că trebuie înfrânare, că trebuie sfințire, că trebuie apropiere de Dumnezeu. Ce atâta rugăciune, întreba cineva. Măi, tot văd că mergeți la rugăciune. Noi am făcut așa în fiecare seară, câte oră, că am zis că cine nu prinde marța, prinde miercuri. Și cine prinde în fiecare seară, ăsta e mare har și bine pentru el. Și se uită oamenii, zice, mă, nu înțeleg ceva. Unde tot mergeți? La adunare. De ce faceți acolo? Ne rugăm. Ce atâta rugăciune? Și am zis, n-ai cum să înțelegi numai dacă vii acolo. Și dacă Dumnezeu se descopere și ești gata, cu inima deschisă, spune cuvântul că Lidia, în Faptele Apostolilor, asculta cuvântul cu luare aminte, cu interes. Și Domnul i-a deschis inima. Și apoi a primit botezul și a primit oaspeți și a umblat pe calea lui Dumnezeu. Adevărul este privit ca un basm. Dar basme, că-s basme astea, multe-s basme, aproape toate, îs privite ca un adevăr, da. Unele nici n-ați auzit de ele, nici eu n-am auzit. Într-o seară, acum, am ajuns undeva, era privechi la o capelă, am trecut pe acolo, zic, hai să salut oamenii, na. Să uită oamenii, zice, venit părintele la Pentecostal, ne salută, nu ne salută, campanie nu fac, că nu candidez de primar. Și să dau mâna, și când să dau mâna, trageau mâna înapoi. Mă, zic, dar scurat. Zic, nu, nu-i voie să dai mâna la privechi. Nu, de ce? Nu știi. Nu, te trage mortul după el. Serios? Și voi credeți că o să scăpați? Dacă nu dați mâna cu mine? Da, obiecte puse în copârșeu. Găina neagră trecută peste... groapă, câte superstiții, dar unele-s venite de la păgânism, să știți? Și le-au luat oamenii de buni, așa, doctrine, idei, practici, învățături de cult, da, liturghii, ritualuri, de la asta. Da. Dragii mei, a fost un frate, ne-a vizitat. În familie mi-a spus următorul lucru și a fost o lecție și pentru mine. Am spus, frate, eu am observat că tu ai multă lumină din cuvânt, ai descoperire de la Domnul. Da, au zis, în măsura în care Domnul mi-a încredințat, zic, dar ai așa mereu, mereu ai descoperit. O zis, frate, am trecut printr-o perioadă în care n-am mai avut deloc. La un moment dat m-am trezit că nu mai aveam descoperire, mă uitam în text, căutam eu text, nimic, îmi puneau frații text, nimic. Am simțit că atunci când vorbesc nu mai este ungere, nu mai este putere de pătrundere a cuvântului, îs sec așa. Mă gândeam să dau vina pe frați, că nu spun amin și aleluia în adunare și din cauza asta nu merge predica. Mie îmi plac frații și surorile care sunt receptive, așa ca dumneavoastră. Acum când ziceți amin și aleluia, ziceți spre slava celui de sus.
Pe mine nu mă încurajați cu nimic, dar mă încurajați când văd că sunteți receptivi la adevărul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Și a spus, n-am știut ce să fac, frate Corneliu, mă, să cumpăr o carte, două deschițe de predici. O cumpărat alții înaintea mea cărțile și când mă duc la frați cu conserve, mă, ce să fac, să iau predice pe internet, le-au ascultat alții înaintea mea. Ce o să spună frații, că și alea care le-am ținut până acum au fost tot de pe internet. Nu pot, mai bine nu mai predic. Dar nu-i bine nici asta. O zis Pavel, vai de mine dacă nu propovăduiesc Evanghelia, adevărul lui Dumnezeu. Și a spus, am stat înaintea Domnului cu post și cu rugăciune și am plâns înaintea Domnului și am întrebat, Doamne, de unde și de ce? Și Domnul a fost bun și mi-a răspuns, de la întâmplarea aceea ce ai spus-o în predică și n-a avut loc. Te-am lăsat de atunci singur să te descurci. Că Dumnezeu n-are nevoie de minciuni. Înțelegeți? De întâmplări neîntâmplate. Când mi-a zis fratele, de nu mi-am făcut o reluare să văd ce întâmplări am zis, dar și grijă mult am avut după aceea. Că dacă ne lasă Domnul singuri, a fost fain la adunare, cine-o? O, un frate, de unde? Știți, am fost recent într-o biserică, invitat la o căsătorie. Acum lucrătorii de acolo nu mă cunoșteau. Mai era și un prezbiter venit de la Viena să reprezinte mireasa și trebuia să predic acolo. După amvon, frații, de fapt prezbiterul de la Viena, m-a întrebat, zice, frate, de unde vii? Mai știam că ei nu mă întreabă de unde vin ca și locuință, de unde vin ca și biserică. Măi, zic, să-i spun că de la Cimpa, o să mă întrebe din ce țară e Cimpa. Dar nu cred că o auzit. Dar îi spun cel mai apropiat oraș. Zic, frate, pentru cultura generală contează de unde vin. Pentru mântuire contează ce predic. Îi spun de unde vin. De la Petrila. La Petrila. N-am auzit de Petrila, zice. De Cimpa am auzit. Cunosc pe cineva de la Cimpa. Am primit o lecție de smerenie, m-am pocăit de atunci. Oricine mă întreabă, sunt de la Cimpa. Asta e pentru cultura generală. Pentru mântuire contează învățătura ce o aducem. Și am dat fratelui două versete frumoase din Scriptură. Ioan 7 cu 16 și 17. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Am ajuns în diferite locuri unde frații nici nu m-au știut. De exemplu, a fost recent undeva Brădetul, îi zice, de la Reșița în sus acolo. Acum nici frații de acolo nu mă știa, dar nici un frate proroc ce a ajuns acolo nu mă știut. Nici n-am intrat bine în adunare. Bărbatule, își cer să vestește adevărul în vremea aceasta. Și am zis, dar oare de ce tot îmi zice Domnul? Bun, mă duc în altă parte. Că acum dacă mi s-o zis la noi în adunare, înțelegeam. Dar de ce mi s-o mai zis și în altă adunare, n-am mai înțeles. Dumnezeu ne tot încurajează. Ne dă cât un impuls ca să rămânem pe temelie. Și Dumnezeu ne tot repetă ca să nu uităm adevărul. Să susținem din partea Lui cu toată puterea noastră. Pentru că adevărul lui Dumnezeu ne va face slobos. Spune Domnul Ioan 8 cu 30-31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi în adevăr ucenicii mei și adevărul vă va face slobos. Domnul să ne binecuvinteze cu o slobozenie în Hristos, dar să nu facem din slobozenia aceasta o pricină de a trăi pentru firea pământească. 1 Timotei 1 cu 3 și 4. Timotei, spunea Pavel, te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme. Pentru mine este o durere, să știți, să văd în lumea aceasta doctrine de cult și învățături și practici și idei, unele și pe la penticostale. La penticostale am zis. Care-s basme? Basme. Să ne întoarcem la adevărul lui Dumnezeu. Dacă vrem să ajungem acolo. Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața.
să credem cuvintele Mântuitorului. La noi se tot vehicula așa prin sat că noi pocăiți nu credem în mama Domnului Iisus Hristos. Și m-a chemat frații din comitet de la noi să predici la evangelizare, la noi. O zis, te programăm să predici la evangelizare. Zic, n-ați găsit altă. O zis, nu, să mai predicită. Probabil au vrut să fie așa, mai ieftin, să n-aibă cheltuieli de drum. Dar, în fine, eu zic că a fost de la Domnul. Am pus titlul predicii, de ce cinstim pe mama Domnului Iisus? Că Domnul spune să cinstim pe toți oamenii, nu? Să dăm cinste împăratului, să dăm cinstea cuvenită. Dar cinstea separată care este a lui Dumnezeu, o dăm lui, că este Tatăl, este Suveranul, este Părintele Veșnicilor, este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Este Cel care are putere să arunce și trupul și sufletul în ghenă și de El ne temem. Și trebuie să ne temem cu o teamă sfântă, să rămânem în voia Lui. Și am spus, de ce cinstim pe mama Domnului Iisus Hristos? Pentru că a fost o femeie neprihănită, pentru că... Și ultimul punct la care am rămas cel mai mult, pentru că ne-a spus să facem tot ce ne va spune El, Mântuitorul. De ce o cinstim? Bine că am mai zis, printre altele, ceea ce am auzit și eu pe la frații bătrâni, că a fost penticostală. Că așa scrie în fapte 1, că a fost la stăruință, că cei ce au fost la stăruință, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, așa scrie în fapte 1. Și mama Domnului Iisus Hristos a fost cu cei care s-au adunat la stăruință și a fost botezată cu Duhul Sfânt și sora noastră de credință. Cum să nu o cinstim? Cum să nu-i cinstim pe frați? Nu? Numai să aibă grijă și frații. Că se spune în Filipeni acolo 4, tot ce este vrednic de cinste, aceea să vă însuflețească. Domnul să ne ajute. Predicam de dimineață la noi din versetul acela ce spune Pavel lui Timotei, nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în credință, în dragoste, în curăție. Subtitlul tinerețea între dispreț și pildă. Da. Raportat la ceea ce suntem chemați să facem, tinerețea ta prin ceea ce vorbești, prin ceea ce faci, prin atitudinea ta, poate să fie o pricină de dispreț, că spunem Psalmul 15, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit. Și de aceea trebuie să fie tinerii ridicați și prin tinerețea lor să fie un exemplu pentru credincioșii din adunare chiar, că frații se uită la voi, cum cântați, cum veniți să vă rugați. Recent îmi spunea un frate lucrător, zice, mă îndeamnă frate să mai promovăm tineri, dar ce, eu mă uit la rugăciune, îi caut la rugăciune întâi, nu la predică. Mă uit la rugăciune, vin la rugăciune. Mă, zic, e bun criteriu ăsta. Deci și tinerii trebuie să fie indicatoare de orientare, dar clare și stabile, că am mai văzut indicatoare, sunt tineri de ăștia răzleți, nu mai întorc așa câte un indicator, nu mai știu încotro să iei. Mi-aduc aminte că am ieșit prima oră din țară, am ajuns undeva pe la Seghet, nu știam eu, cu Dacia mea pe unde să mă duc. Și am ajuns la un sens giratoriu, am văzut câteva indicatoare, nu înțelegeam. Și m-am rotit așa de vreo 3-4 ori în sensul giratoriu. Cei care erau cu mine în mașină se uitau la mine, dar se uitau ceilalți, s-au oprit toți în intersecție, se uitau la mine, ce face asta? Mă tot învârteam, zic că, ei, v-ați hotărât, încotro? Nu știam. Măi, dar voi n-aveți nicio lumină, nicio călăuzire? Păi tu trebuie să ai, că tu ești părintele. Măi, eu nu am. Că nu văd indicatoare. Păi sunt indicatoare, dar nu înțelegem. Dragii mei, să-i conducem pe oameni pe calea îngustă, înspre veșnicie, prin adevărul lui Dumnezeu. Am întâlnit recent, zile trecute, două persoane care m-au abordat să-mi facă invitație la sala regatului și Domnul a deschis ușa de cuvânt, dat fiind faptul că nu m-au recunoscut, aveam șapcă pe cap și salopete, la urmă și-au dat seama și au zis, hai să plecăm că ăsta e pastorul de la Pentecostali. Dar până să-și dea seama, Domnul a deschis o ușă de cuvânt și a spus, aș vrea să vă citesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu, dacă aveți Biblie sau numai reviste aveți. O scăba, parcă au o Biblie. Și-au găsit o Biblie și am spus, vreau să vă citesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți că Iisus Hristos este Dumnezeu.
O zis, nu, nu-i Dumnezeu. Nu, da, să vă citesc din Biblie. Și am luat Biblia din poșeta lor, mi-au dat-o, n-am luat-o eu, mi-au dat-o ele. Și am deschis la Ioan 1 cu 1. La început era cuvântul, dar n-am citit, m-am uitat ce scrie la ei și m-am speriat. Scrie așa la ei. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era duhovnicesc. Și m-am uitat și zic, voi ați modifica Biblia. Nu, noi o zis. Păi nu voi, că nu voi ați scris-o. Dar voi o purtați. Și se rătăcesc oamenii din cauza celor care sunt indicatoare de eroare. Ați modificat Biblia? Nu, zice, nu noi. Bun, n-am zis nimic și am citit de la ei, dar așa cum scrie Biblia noastră. Și am zis, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Vedeți că Logosul întrupat Domnul Iisus Hristos era și este Dumnezeu? Și cea mai în vârstă a zis, să știi tu că trăia tânără că e Dumnezeu. Alaltul a zis, totuși nu, cred că nu-i cel atotputernic, a zis. Un tânăr de lângă mine a înregistrat convorbirea, discuția. Nu cred, ba tu, zicea mai în vârstă, e Dumnezeu. Zic, numai Dumnezeu a putut să dea lumină printr-un verset din adevăr că Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar puteam eu să lămuresc? Da, printr-un verset citat. Nu citit de data aceea. Citat, da. Dragii mei, să nu încercăm să-i lămurim pe oameni cu întâmplări neîntâmplate, cu bazme, cu povestioare, cu nu știu cum a lucrat Domnul pe la noi și o să mai lucre. Da, și astea-s bune. Astea însoțesc și întăresc mărturia Evangheliei. Dar să ne bazăm pe adevărul suprem al lui Dumnezeu. Adevărul acesta rămâne și îi face pe oameni slobos, îi eliberează de patim, de păcat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și Petru spune în 2 Petru 1 cu 16 că noi n-am alcătuit vorbirea noastră pe, da? Basme meșteșugit alcătuite, spune el, da. Obiceiuri păgâne aduse în tinda bisericii. Da, am zis și de la Pentecostali. Hai să vă întreb ceva. Ați auzit de versetul acesta? Dacă tu faci un pas spre Domnul, Domnul face doi. Ați auzit? Dar nu l-ați găsit în Biblie. Nu l-ați găsit. Am fost într-o adunare, au rămas frații 2 ore după slujbă, că un frate a spus la ei, mi se pare la timpul de rugăciune, că să nu vă mirați de cei ce cad, mirați-vă de voi că stați în picioare. Ați auzit și de versetul ăsta? No, ăsta e basm. Nu scrie în Biblie. Și căutau, frate, frate Cornel, ajută-ne și tu. Mă zic, ce să vă ajut? Și pe vremea aceea nu era nici concordanță editată și nici Biblia pe telefon ca să cauți așa ușor. Și căutau, frate, prin Biblie. Unde scrie? Asta nu scrie. Scrie, da, altceva asemănător, dar nu putem să spunem ce nu-i scris, nu? Dar e bine că o căutau, frații, că ori găsit că nu este. 1 Corinteni 10 cu 12. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Să nu cadă. Dragii mei, există și al treilea paradox. Ce a apărut după învierea Mântuitorului. Și anume, viața, chiar la Domnul Iisus Hristos s-a întâmplat, este oprită de puterea morții. Dar moartea a fost nimicită sau va fi nimicită de puterea vieții. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau. Și în Ioan 11 la mormântul lui Lazar a spus Mântuitorul celebrele cuvinte, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Acesta este paradoxul apărut după înviere. Viața este oprită de puterea morții, dar moartea va fi nimicită de puterea vieții. Pentru că Mântuitorul nostru spune cuvântul în 1 Corinteni capitolul 15, cel care își va supune toate lucrurile și Tatăl îi le va supune, spune 15 cu 22, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Versetul 26, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea.
Moartea va fi nimicită de cel care are puterea vieții. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi transformați la o clipeală, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Mângâiați-vă, spune Pavel, unii pe alții cu aceste cuvinte. Însuși Domnul, cu un strigăt. Nu știm ce va striga, dar cuvintele lui au autoritate sfântă, au putere de înviere, au putere de ridicare din mormânt. Și aceasta e vestea bună a Evangheliei. Nu se încheie totul la glie și sub glie. Într-o zi ca pilitura înspre magnet, ca porumbei înspre porumbar, într-o zi ca și copiii lui Dumnezeu, îl vom întâmpina pe Domnul, pentru că El are puterea învierii. Slăvit să fie Domnul! Și spune tot aici 1 Corinteni 15:55, unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Da. Frumos versetul acela din Apocalipsa 21:4. Și moartea nu va mai fi. Nici țipăt, nici durere, nici tânguire, că toate lucrurile dintâi au trecut și Dumnezeu face lucrurile noi pentru fiecare din credinciosul care îl slujește. Binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea spune Ioan 5 cu 28 și 29, nu vă mirați de lucrul acesta, că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, versetul 29 din Ioan 5, vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată, spune Biblia. Fac 3 precizări în încheiere. Dragii mei, există 3 mari asemănări ale oamenilor. Păcatul, moartea și învierea. Am să vă spun că exact aceste 3 mari asemănări, într-o zi, într-un anumit fel, vor face diferența. Și anume, spune cuvântul în Roman 3:23, toți oamenii au păcătuit, ne caracterizează, toți am păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și încă ceva, Roman capitolul 5, versetul 12 spune, după cum printr-un singur om am intrat păcatul în lume, și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Păcatul ne caracterizează, este marea noastră asemănare. Dar știți ce va face diferența? Că unii se vor înfățișa în ziua judecății păcătoși iertați și alții păcătoși neiertați. Păcătoși care l-au acceptat pe Domnul și au primit prin sângele Domnului din 1 Ioan 1:7, care ne poate curăți de orice păcat, au primit izbăvire de păcat. Unii păcătuiesc, dar se opresc, alții păcătuiesc și continuă să păcătuiască. Spune 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor. Scrie Tit 2:11, și harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuire, aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Asta face diferența. Dacă este mare asemănare, va fi și marea diferență. Pentru că unii păcătuiesc și continuă să păcătuiască și nu se opresc. Alții păcătuiesc, dar se opresc. Altceva, unii vor fi pedepsiți aici, că spune cuvântul în Evrei, capitolul 12, care e fiul pe care tatăl nu îl pedepsește. Dar unii vor fi pedepsiți atunci, că spune Domnul că suntem pedepsiți aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Da? Domnul ne strânge cu ușa să ne împărtășim la cina Domnului și spune în Ioan 6 că nu avem viață veșnică. Ați citit, da? Ioan 6 spune Domnul Iisus Hristos că dacă ne împărtășim, avem făgăduința aceasta împlinită în ziua aceea pentru noi. Dacă nu, rămâne făgăduință. 6:54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Asta e calea, frații mei. Nu putem să o schimbăm, dar sunt în unele culte, o fi poate și în cultul nostru, care au lăsat deoparte
persoane, familii care au lăsat deoparte împărtășirea. S-au abătut de la calea aceasta. Aici dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie, prin calea pe care o urmăm, după poruncile Lui care trebuie împlinite cu sfințenie și nu sunt grele. Numai că dacă Domnul ne strânge cu ușa să ne împărtășim, ne strânge din partea cealaltă cu ușa să nu ne împărtășim în chip nevrednic, că nu-i voie. Fiecare să se cerceteze și așa să mănânce trupul Domnului și să bea sângele Domnului. Altfel își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Trupul Domnului a fost și rămâne sfânt, este perdeaua ce s-a deschis ca să-l putem vedea pe el, marele nostru preot. Să-i respectăm legile care le-a lăsat pentru noi, ca să beneficiem de favorurile ce ni le-a dat și să ajungem la făgăduințele care sunt și pentru viața de aici, dar cele mai multe pentru viața veșnică. Bă, dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu numai pentru viața asta, au zis Pavel. Da. Ei, a doua asemănare este moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor și în fața morților, nu avem imunitate. Spune cuvântul în Eclesiastul, în capitolul 8, versetul 8, așa: omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Totuși, moartea face diferența. Știți ce spune cuvântul? Psalmul 49, în felul următor. Uitați. Versetul 13 și 14. Iată ce soartă au ei cei plini de atâta încredere, precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor, sunt duși ca o turmă în locuința morților. Îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare, li se duce frumusețea și locuința morților, le este locașul. Dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. Credincioșii se duc în locul binecuvântat de odihnă, de așteptare, ferice de acum, de morții care mor în Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este o asemănare, nu? Moartea. Dar moartea face diferența, nu ne duce în același loc. Și a treia asemănare am văzut, este învierea. Toți vor învia, dar învierea va face diferența. Unii care au făcut binele pentru viață veșnică și cei ce au făcut răul pentru o sândă veșnică. V-am vorbit în seara aceasta din cuvântul Sfintei Scripturi, din ceea ce Dumnezeu a descoperit despre lucruri contradictorii, paradoxale. Primul paradox: calea aceasta, cea nouă și vie, din Evrei 10 cu 19 și 20, ce a fost deschisă prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Domnului Iisus Hristos, calea a fost deschisă spre veșnicie, dar mulți o închid prin nevrednicie. Și a spus Domnul: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, că voi închideți oamenilor împărăția, nici voi nu intrați, nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Și Domnul spune să căutăm să-i smulgem pe unii din foc și să ne fie milă de unii și să-i compătimim, nu să-i judecăm, frați și surori, că nu rezolvăm nimic cu judecata. Că nu schimbăm noi tradiția și obiceiurile și doctrinele. Dumnezeu este Cel care schimbă inima. Amin. Și schimbă căile omului. Dar el trebuie să fie sincer. Spune cuvântul că ne-i plac lui Dumnezeu căile, trebuie să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu căile noastre. Dar atenție! Pentru această cale ce se numește Domnul Iisus Hristos și tot ceea ce a spus El, cuvintele Lui, învățăturile Lui care vin de la Tatăl, noi trebuie să fim niște indicatoare veritabile de orientare. Să ne ajute Tatăl Ceresc. Să îndrumăm bine pe oameni prin adevărul biblic. Că Domnul Iisus Hristos a spus: eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume să mărturisesc despre adevăr. Cu povești și cu povestioare îi încântăm pe oameni, probabil, maxim atât, și Dumnezeu nu se descoperă prin aceasta. Mi-aduc aminte ce scria un poet creștin: nu suntem vis, nicio întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare cu înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem neant, ce fericire, supremul adevăr s-a revelat.
Iisus în noi, speranță și iubire, iar moartea e un zbor spre nemurire. Există Dumnezeu cu adevărat. Și ce minunat că ni s-a descoperit. Numai scrie în Evrei, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Noi îl căutăm în rugăciune, cu stăruință, cu meditație în cuvânt și cu inima deschisă ca Dumnezeu să ni se descopere, să ne umple inima de adevărul Său și să ne dea putere să respectăm adevărul Lui cu strictețe. Pentru că, potrivit la ceea ce este scris, este și al treilea paradox. Viața este oprită aici, prin puterea morții. Dar moartea va fi nimicită prin puterea vieții, când ne vom ridica și vom părăsi acest pământ. Și spune Petru în a doua epistolă, în capitolul 3, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de marea căldură, pământul va fugi. Și îmi place în continuare ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin. Amin.